am suferit anumite situații, poate de bullying, din chestia asta de marginalizare. Și cred că cumva lucrurile astea s-au pus în mine de mic copil anumite traume sau, să zic așa, refuzuri, și care m-au dus și pe mine să mă refuz pe mine însumi. M-a dus până acolo încât chiar să mă și droghez, chiar să intru în mediu mai profund, care de fapt mi-am dat seama după aia că era doar o formă de a scăpa realității, de a scăpa durerii și de a scăpa înfruntării reale. Aproape că nici nu puteam să cred că Dumnezeu mă poate scăpa. Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunile pe care le facem noi, discuțiile astea prietenești pe care le avem aproape la două săptămâni. Ați observat că câteodată mai întârziem, așa suntem noi, câteodată facem lucrurile mai des, altădată mai rar, dar de fiecare dată vrem să le facem cu aceeași calitate, calitate în imagine, calitate în sunet, calitate în invitați, calitate în prieteni, calitate în mesajele pe care le transmitem, ca de fiecare dată importanți invitați, importante subiecte. Prietenul nostru din ziua de astăzi e un băiat care are o poveste grozavă pe care trebuie să o stați să o ascultați, pentru că auzim tot mai des în ultima vreme mărturii ca și acestea, sau oameni care au nevoie de același ajutor pe care l-a primit el în mărturia pe care o are. Așa că invitatul nostru de astăzi, Daniel Dobre, bine ai venit în casa noastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Este o onoare pentru mine să fiu aici și vin să vă povestesc puțin din experiența mea și ce m-a făcut să fiu astăzi aici sau cu ce vin. Ok, super, super. De asemenea, Marian... Daniel, cunoscându-ți istoria, mă gândeam acum că mai bine ar fi fost să nu trebuiască să filmezi cu noi astăzi. Ce faci aici? Păi, asta trebuie să vezi până la final. Așteaptă până la final. Da, în cazul ăsta trebuie să rămâi cu noi până la capăt. Da, da, sigur. Un lucru sigur, Marian o să rămână cu noi până la capăt, fiindcă vrea să afle. Dintre toți clienții am prins unul. Știi cum zic? Unu, avem da. Unul care o să stea cu noi o până să vadă toată emisiunea asta. Marian, salut pe oameni. Da, Marcel. E ok. E perfect. Da. Îmi zice la început, ai grijă să nu cumva să greșești vreun nume. Eu mă gândeam să nu greșesc pe al Daniel. Da, ai greșit pe mine, nu. Vă salut și eu, dragi prieteni. Mă bucur că ne putem revedea în forma aceasta, dumneavoastră în fața ecranului, noi în spatele lui, dar sperăm că și de data aceasta povestea și istoria acestui băiat să vă fie de folos. Așa că eu zic să începem, nu? Dani, eu te cunosc destul de bine de câțiva anișori, de când erai... Eu te știu cam de când te-au adus părinții în Spania, în brațe. Da. Cam de atunci ne știm noi, da? Și știu că te-ai născut într-o familie de penticostali, să spunem așa, creștini penticostali. Ai venit, ai fost în biserică și totuși mare parte a istoriei și a experienței care o ai tu a fost undeva în afară, în lume. Și vreau să încep să ne povestești puțin cum ai reușit tu din biserică să ajungi în lume. Până să ne povestești experiența din lume, să vedem care au fost pașii, pentru că în orice lucru trebuie să există o cădere, da? Cum a fost căderea ta? Da, în primul rând, cred că e important să zic că astăzi am venit aici, zic cu un mic atu, vin să break the records. Zic așa, în engleză înseamnă cum ar veni, ori rupem ce-am filmat, ori iese ceva frumos. Cred că e un cuvânt potrivit și... Da, să începem pe la început. Părinții mei m-au adus aici când eu eram un copil. Am venit la 2 ani în Spania. Oarecum am crescut aici, într-o casă de o familie care a încercat să-L caute pe Dumnezeu. Cred că a găsit pe Dumnezeu. Și mi-au dat o educație bună, care o apreciez și a fost un sprijin foarte important pentru mine. M-au dus la biserică, m-au ajutat în... M-au și îndrumat oarecum să le povestesc sau să mă ajute cu orice tip de probleme aș fi avut eu la timpul început în viața mea ca și copil. Dar eu am fost mereu oarecum un copil destul de închis, timid și nu prea vorbeam cu ei. Mai ales mama, câteodată când veneam de la școală, poate mă mai băteam cu colegii mei și... Am fost cumva o persoană destul de polemică, să spun așa, și ca și copil. Gândeam puțin diferit față de normalitate sau de ceea ce eu vedeam ca și prestabilit, deși acum cred că cu toții
aristele noastre, să spun așa. Și mă întreba, ce ți-au făcut copiii sau am suferit anumite situații poate de bullying din chestia asta de marginalizare și cred că cumva lucrurile astea s-au pus în mine de mic copil anumite traume sau să zic așa refuzuri și care m-au dus și pe mine să mă refuz pe mine însumi și să nu mă iubesc sau să nu văd capacitățile, să nu mă apreciez pe mine. Și chiar mi-amintesc un aspect foarte cheie, interesant, că odată i-am spus la o profesoară, pe mine nimeni nu mă iubește. Era o profesoară la noi în Chintanar, de unde vin, și ea a stat așa cu mine de vorbă cumva și mi-a zis, păi Dani, dar tu te iubești pe tine. Și asta mi-amintesc că a fost un impact foarte puternic și o întrebare care a fost acolo de atunci, de la începutul sau când eram mai copil, să zic. O întrebare. Ce anume te făcea pe tine să crezi că nimeni nu te iubește? Faptul că mă simțeam cumva refuzat sau neînțeles sau faptul că nu mă relaționam eu cu copiii de asemenea. Eu nu prea căutam să stau să mă joc în pauză sau stăteam mai mult, vorbeam cu profesorii și le puneam tot felul de întrebări care de asemenea uneori îmi spuneau, măi, tu ești încă copil, de ce vii să vorbești cu noi? Că du-te și joacă-te, nu-i timpul acum să stai aici cu noi să vorbești cu profesorii. Și atunci, din cauza asta, am văzut diferit și asta a fost ca un fel de... Și auzi, la biserică cum, dacă la școală nu te relaționai, ce înseamnă biserica pentru tine? Am fost la școală duminicală, de asemenea în biserica noastră de copil, dar cred că și părinții mei au văzut că am un stil de a fi oarecum, mă asemăn cred că destul de mult cu tatăl meu și cred că el înțelegea oarecum ce se întâmplă cu mine sau în felul meu de a gândi puțin și mi-au dat și un fel de un trat poate mai matur decât la un copil la vârsta lui. M-au lăsat și să aleg să nu merg la școala duminicală, de multe ori însă am mers, dar de asemenea eu eram cel care cumva mă marginalizam, nu căutam aceleași lucruri sau interese cu ceilalți colegi. Dar la biserică a fost vreun moment în care, știu eu, tinerii de vârsta ta, copiii de vârsta ta, te-au făcut să te simți marginalizat prin forma, adică simplu să nu te bage în seamă sau să, știu eu, să nu se joace cu tine, să nu te cheme în activitățile lor? Nu cred că a fost asta. Mai degrabă cred că a fost inițiativa mea oarecum, refuzul meu sau distanțierea mea prin faptul că n-am avut interese comune. Nu m-am simțit neapărat refuzat sau neacceptat. Din contră, poate de multe ori ei mă chemau sau doreau să conecteze cu mine și să facem o relație de prietenie, dar nu aveam aceleași interese și nu exista feeling-ul ăsta sau nu știu cum să explic. Vrei să spui că atunci în biserică nu avea nimeni, nu putea face nimeni mica ca să schimbe ție felul tău de a vedea lucrurile. Adică tu oricum deja pornisești pe un drum, nu te înțelegea nimeni, la cel puțin la vârsta ta, la cum înțelegeai tu lucrurile. Da, ceva de genul. Și deci drumul era pornit, era clară treaba. Da, și cu cât trecea timpul, îmi amintesc că părinții mei, de asemenea, după un timp au plecat pe camion și au căzut și anumite responsabilități ca eu fiind fratele mai mare în familia noastră din încă trei frați care am eu. Și mi-amintesc de asemenea încă un punct cheie pe la vreo 13-14 ani, așa, chiar i-am spus la tatăl meu, eu vreau să mă botez, că aveam o gândire înaintată sau diferită, poate că decât cei de la vârsta mea și chiar și el îmi zice lucrul ăsta de multe ori, s-a mai vorbit aspectul ăsta și îmi zicea, Daniel, tu nu ești încă pregătit, ești încă copil, așteaptă, mai ai viață de trăit, poți să continui pe drumul ăsta cu Dumnezeu, e bine că cauți oarecum eternitatea sau divinitatea. Și după aia m-am simțit și dezamăgit în biserică, oarecum, nu știu să spun. Anumite lucruri fine sau
neimportante, neimportante sau care detalii, nu au... Detalii din astea. Da, nu neapărat că cineva a vrut să-mi facă ceva rău sau să... Dar eu vedeam că existau poate anumite lucruri neadevărate sau manipulări sau lucruri care îl descopeream puțin câte puțin sau detalii poate neimportante. Și practic de aici a început să ți se rupă firul legăturii tale cu biserica, cu tot. Exact, da. Cam pe la vârsta asta, pe la vârsta de 14. Am avut și acces destul de început la internet și cu asta problemele asociate internetului și de asemenea cred că a început să cunosc o fată care nu era din biserică. Și toate lucrurile astea cumva împreună m-au făcut să mă duc spre plăcerile lumii, spre a găsi împlinirea în alte lucruri care nu mi-au adus până la urma urmei împlinirea. Am avut și ceva scurt la vârsta aia începientă cu fata asta, deși eram copii și n-am făcut nu știu ce lucruri, dar eu m-am simțit rănit și dezamăgit prin lucrurile astea și... De asemenea, am început să-mi găsesc refugiu în internet. Am intrat pe tot felul de pagini, am câștigat chiar și niște bani pe pagini de astea. La început îmi amintesc că erau cu făcut click-uri pe reclame de astea și te plăteau câțiva cenți și așa. Și clar, asociat cu internetul, au intrat și lucrurile rele în viața mea și tot felul de chestii care m-au făcut doar să merg înspre degradare și înspre... a accentua neliniștea sau neaprecierea față de mine care a început la pașii incipienți. Vreau să întreb, până ai plecat de tot din biserică, cât timp a durat încât ai putut să te ocupi și de lucrurile care nu erau ok și să mergi și la biserică? Da, părinții mei au încercat și tot mi-au spus de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu și au căutat să merg eu la biserică și să caut să fiu aproape de Dumnezeu pentru că înțelegeau pericolele care sunt în afara protecției lui Dumnezeu. Dar eu mă distanțam și de părinți, începeam să nu mai am nici așa oarecum încredere, pasul ăsta care există de asemenea în adolescență în care începi să pui întrebări sau să fii deductiv la multe lucruri. Chiar să ai impresia că știi mai multe decât exact. Părinții care au rămas în urmă. O întrebare, Daniel, aici. Faptul că te-ai refugiat în internet, să spunem, în lumea asta virtuală, te-a făcut oarecum să te izolezi de societate și de biserică? Da, de asemenea, da. Am intrat chiar și în jocuri pe internet, care m-au făcut să pierd oarecum contactul cu, pentru că acolo găseam refugiu și găseam persoane cu care să mă înțeleg. A fost un timp cumva și interesant pentru că am învățat engleză prin jocul ăsta cumva și mi-a adus anumite deschideri, dar da, pierdeam foarte mult timp pe calculator, aveam și mult timp pentru că de asemenea părinții mei erau pe tir și eu fiind cel mai mare și aveam libertatea asta să fac cumva ce vroiam eu. Și care a fost următorul pas? Următorul pas a fost la vârsta de 17-18 ani. Eu deja doream să mă separ cumva de părinții mei și să-mi iau lumea în cap sau să merg pe drumul meu stabilit de mine, cu regulile mele, cu principiile mele care credeam că o să fie bune sau care o să deschidă orizontul sau viziunea. Și mi-amintesc că de asemenea părinții mei au fost mereu aproape de mine și chiar mi-au oferit din viziunea mea sau au vrut să fie sprijin în orice eu am vrut să fac. Și am fost într-o tabără în Moldova, English for a New Life, mi-amintesc, și asta era o tabără creștină în care era de tineri și care vreau să le arate la copiii sau preadolescenții, adolescenții care aveau să treacă prin maturitate după aia, că importanța sexuală și importanța de a te menține curat. Mi-amintesc că de asemenea acolo, că mergem puțin, am avut o dezamăgire promptă la sfârșitul acestui curs și m-a făcut să fiu foarte dezamăgit din nou din punct de vedere
cu Dumnezeu. Spiritual, da. Spiritual. Pentru că mi-amintesc că pe fratele acesta i-am spus, nu dorești să vii la noi în Spania. Eu am fost foarte motivat de cursul lor, de această tabără care am făcut-o în Moldova. Am conectat cu ei acolo, am făcut prieteni și el mi-a zis, da, ce biserică aveți? Aveți o biserică baptistă. Eu știam că avem o biserică penticostală și m-am simțit foarte refuzat. Și era un om care eu îl apreciam, mare, care era predicator și chiar părinții mei vorbeau bine și într-adevăr avea foarte multe lucruri bune și care am învățat de la ei și am avut de apreciat. Nu mai da detalii, că cred că știm despre cine e vorba. Dar, da, suferit dezamăgirea. Exact. Și, da, uneori nu sunt poate lucruri calculate sau stabilite. Însă... Dacă stai să te gândești astăzi, probabil că îți vei da seama că de fapt toate lucrurile astea erau în mintea ta. El nu erau cu adevărat probabil pornite sau menite să fie împotriva ta. Nu aveau probabil multe dintre lucrurile astea, nu erau direct către tine, dar tu ți-l dai sumai ca și când ar fi ale tale. Omul întreba de o biserică baptistă, tu ai zis, oh, eu sunt marginalizat, că sunt penticostal. Probabil că omul nici nu a gândit asta în mintea lui, da. Și adeseori există posibilitatea ca un om, făcându-și el filme în capul lui așa, să creadă că el suferă un bullying și de aici el să urmeze o pistă înspre care nimeni să nu vrea să-l împingă. Înțelegi ce vreau să spun? Da, așa este. Și ai început să cazi, până unde ai ajuns în căderea asta cu dezamăgirile tale, cu internetul, cu dezamăgirea în dragoste sau cum să o numesc, sau cu, pardon, cu dragostea pe care ți-ai creat-o în afara bisericii, care a fost următorul pas, pentru că ne interesează să intrăm în miezul problemei, să zicem așa. Da. La 18 ani am decis să merg în Franța, aveam oarecum o pasiune să învăț limbi străine sau să experimentez lucruri noi și părinții din nou au fost acolo să fie suportul meu și am plecat în Franța, am început de asemenea într-un mediu evanghelic oarecum, că mereu relațiile noastre și contactele noastre au fost în mediul ăsta și se învârt în mediul ăsta. Dar acolo, cu oamenii care am lucrat, am avut din nou dezamăgiri cu oamenii ai credinței care mergeau la biserică și după aia făceau anumite lucruri, am pierdut posturi de muncă din pricina asta. Dar acolo am cunoscut de asemenea pe un coleg care m-a apropiat cumva de țigări și de lucrurile Sper astea. Că nu de... era din lumea evanghelică, nu? Da, era tot din familie de pocăiți, dar era și el... Cunoscându-ți istoria, când ai zis că m-am dus în Franța, tot într-un mediu evanghelic, știind unde ai să ajungi imediat, m-am gândit, sper că nu l-au dus ăștia în lumea aia. Deci, practic, era un prieten care am putea să-l chemăm și pe el pe aici, nu? Da. Da. Un posibil invitat, da, la emisiune. Da. Spune. Și, bine, am avut anumite contacte cu fumatul, încă dinainte, dar au fost foarte sutile și cum ar veni pe furiș cu anumiți, da, tot de asemenea copii al altor frați. Da, deci tot din biserică. Exact, curioși, da, din ăștia, curioși, da, ăștia care... Mai erau și probabil alți copii din afara cadrul evanghelic, să zic așa, dar eram și dinpreună. Mi-amintesc de asemenea un lucru foarte important, că în prima mea zi în Franța am stat la cineva acasă și acolo erau două fete venite la o fată în Franța care m-au primit la ei în casă, care cunoștea pe mama mea și mi-a zis, măi băiatule, ai ajuns în Paris, zice, asta o să te strice, știi? Vedeau oarecum că eu sunt... Îți citeau viitorul oarecumva. La țigancă? Citea în palmă, știi? Ia să vedea, Parisul te strică. Da. Și te-a stricat Parisul? Nu, nu a terminat de mă strica, dar cred că da, s-a înrădăcinat oarecum. Doar ți-au pus bazele stricăciunii tale, știi? Exact, da. Deși am fost destul de cu minte acolo, am avut după aia dezamăgirile astea cu munca și am trebuit să vin în Spania. Și am muncit iarăși pe aici, un timp, am cumva... pendulam între să fiu cu minte, mai îmi făceam eu poftele mele sau știu eu lucruri de care nu sunt ok să le faci și care le văd cu perspectiva acum. Nu te mustra conștiința în perioada asta? Ba da, dar
treceam peste. Eu deja trăiam cumva sub propriile mele principii sau cum am ajuns să văd ceea ce făceam, m-am idolizat pe mine însumi și nu mă supuneam autorității divine sau... Și nu te gândeai dacă află mama sau dacă deja știau părinții tăi, ce o să zică, ce reacție o să aibă? Nu, la timpul ăla deja eram major și aveam o relație destul de fermă cu ei. Ei știau că eu am să fac ce vreau eu și îmi spuneau, clar. Încercau să-mi spună, măi Dani, nu mergi bine și clar, cum face un părinte. Dar eu continuam pe drumul meu și nu putea nimeni să mă oprească cu nimic. Vreau să întreb ceva. Când stai de vorbă cu părinții tăi, că sunt momente de astea când stai de vorbă față în față cu mama care știe că faci prostii. Și vine tipica discuție. Bă, copilule, că nu-i bine așa. Bă, că nu-i bine să faci din asta. Dați, uite-te, iubitul mami, cum o spunea ea, nu știu cum o spunea, în fine, Dani, mami, așa, în fine, asta nu-i bine, asta așa, așa. Ce gândeai tu când ziceau părinții tăi nu-i bine? Pentru că chiar mă interesează treaba asta. Știind pe ce drum ai plecat, începând să trăiești pe propriile tale, să zicem, nu, să fii independent, ce era în mintea ta când țineau ei discuția asta? Când... Da, mi-amintesc că eu totuși nu făceam lucrurile astea cumva pe față, deși la un moment dat, mai încolo, o să spun... Puțin, ei știau că ieșeam și făceam anumite lucruri sau care nu sunt ok. Dar eu îi spuneam tot timpul, sau mi-amintesc în timpurile astea chiar cu mama, că îi spuneam, mama, totul o să fie bine, cumva. Dacă tu crezi în Dumnezeu sau tot o să fie bine. Eu îi spuneam, eu fac ce vreau, eu trebuie să înțelegi lucrul ăsta, trebuie să-l accepti, te înțeleg, înțeleg durerea ta, știu că m-ai educat în felul ăsta. Dar tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu, dacă te încrezi în Dumnezeu și totul o să fie bine și dacă nu, oricum, ce pot să faci? Erau insistenți în discuțiile astea cu tine? Nu, cred că nu au fost foarte dese. Cred că a fost... Te enervau când ziceau, măi Tani, pocăiește-te, mă, că nu-i bine. Te enervau sau te făceau să simți durere? Mă făceau să mă pun pe gânduri, dar eram pornit pe... pre principiile mele, pe să drumul meu, viața. Exact, și deși știam că îi lovesc cumva și îi fac să sufere, eu mă făceam cumva să sufăr și pe mine, cum să zicem, din adins. Adică și eu știam cumva că am trăit și în mediul ăsta și știam ce înseamnă păcatul, dar eu continuam pur și simplu în față, acceptând consecințele. Și ăsta era cel mai rău lucru pe care îl făceai? Fumai și... câte o de asta, câte o idilă, să spunem așa, sentimentală în afara bisericii sau au fost lucruri și mai rele? Nu, au fost și lucruri și mai rele și toate lucrurile astea de fapt au fost și din cauza la aspectul virtual. Am intrat pe pagini care m-au făcut să mi pierd busola minții și care mi-au luat pur și simplu realitatea din față și m-au dus pe drumuri întunecate. Care asta, de fapt, a creat foarte mare insecuritate în mine și m-a dus până acolo încât să mă, chiar să mă și droghez, chiar să intru în mediu mai profund, care, de fapt, mi-am dat seama după aia că era doar o formă de a scăpa realității, de a scăpa durerii și de a scăpa înfruntării realității la care... De la cine îți cumpărai drogurile? Deci astea sunt întrebări pertinente, Darius. Nu, dar era o glumă, acum, era o glumă, da, sincer. Care a fost primul tău contact cu drogurile? Cum ai luat contact cu treaba asta? Cred că prima dată a fost în Germania, când am plecat, deci am fost după Franța, am stat un timp în Spania, vreo 5-6 luni, cam așa a fost timpii mei. După aia am fost în Islanda, acolo am fost cumva cu minte, dar am avut niște dezamăgiri cu dragostea în timpul ăla. Și după aia am ajuns în Germania la unchiul meu și acolo a fost primul contact și acolo chiar eram deja foarte dezamăgit cu viața mea, cu părinții, cu toate lucrurile, cu dragostea, cu mine însumi. Și atunci am zis, măi, mergem all in. Și am avut oportunitatea să probez... lucruri mai naturale prima dată, oare să spun,
drogurile de acces, care se cheamă, și acolo am probat, am fumat și am avut niște senzații foarte rele, groaznice cumva, pentru că și băusem alcool și mie alcoolul chiar nu-mi făcea bine și alcoolul nu mi-a plăcut cumva niciodată. Dar după aia de acolo am stat la muncă cu ochiul meu în Germania și am plecat în Berlin după ceva timp și acolo a avut cumva punctul meu de top. Apogeul, da. Apogeul. Da. Și ai trecut de la drogurile așa numite etnobotanice sau naturale, cum le numesc. Da. Ei, da. Ai trecut și la celelalte sintetice, la, știu, la alte mai chimice. Grele. Chimice, da. Da, mi-amintesc că eram în Berlin și orașul ăsta a fost chiar, n-a fost Parisul, ceea ce ziceam înainte, și a fost Berlinul, de fapt. Este un oraș foarte contaminat de lucrurile astea. Deci drogurile sunt la ordinea zilei și ziua și noaptea și contactul cu lumea de noapte este foarte puternic și foarte cultural în acest oraș, în capitala Germaniei. Și mi-amintesc că acolo, nu știu, așa a fost, stăteam în hostale cu munca, eram driver, delivery, duceam mâncare la domiciliu cu bicicleta, că așa n-am avut acces să am la... Și am mers la o muncă care am avut acces cel mai rapid, că aveam nevoie și de bani. Și acolo am cunoscut un italian și ăsta avea tot felul de droguri. Prima dată mi-a oferit din nou etnobotanice, cum spui, și mi-amintesc că acolo a fost o senzație foarte puternică la nivel mental și la nivel de senzație în corp, și atunci chiar că nu m-am simțit rău și doar pur și simplu râdeam și mă simțeam bine, cumva se împlinea să ies din dezamăgirea mea și cu viața mea în general, în totalitate. Când spui că ți-a oferit, ți-a oferit gratis sau pe bani? Nu, gratis. A, deci la început a fost gratis. Da. Și bănuiesc că după aceea am început să te coste, nu? Da, nu consumam foarte mult atunci, că eram la început, dar mergeam cu el în multe locuri și până la urma urmei cumva din asta îmi luam dozele cu mai puțină frecvență și după aia tot mai mult. Dar după un timp mi-am dat seama că asta îmi face rău și am vrut să plec de acolo, să rup contactul meu cu Berlinul și am venit în Spania. Dar aici, în Spania, am continuat cumva cu... În Spania te-ai întors acasă la părinții tăi sau ai mers? Da. Da. Și acolo ai continuat în aceeași... Da, am avut un mediu care s-a dat din nou foarte... foarte... Toxic, dacă se poate spune. Toxic, da. Vorbind de substanțe din astea, da, e mediu toxic. Da, când spui de mediu, e pentru că îl căutai sau... Tu ai senzația că te nimeriai. Îl și căutam, dar cred că să și dădea condițiile, nu știu cum să spun așa. Deci mi se și oferea, deci, cumva. E adevărată zicala că cine se amână se adună. Da. Că până la urmă, știi, îți găsești repede prietenii care au aceleași interese cu tine, de obicei. Exact. Și până unde ai căzut de jos? În ce privește... În ce stadiu, să spunem așa? Stadiu în care consumai o dată pe săptămână, din când în când, o dată la lună sau pe la petreceri sau cum? Nu, a fost un timp, n-a durat foarte mult timp adicțiile mele, să zic, în droguri, dar a fost un timp în care consumam droguri mai ușoare zilnic sau aproape zilnic, dacă nu se putea, și au fost momente de petreceri sau lucruri în care consumam... chimice sau sintetice. Primul meu cu chimicile și sinteticile au fost în Berlin, de asemenea tot de la altă persoană, și aia din nou a fost o nouă ușă pentru a descoperi un alt spectru în lumea asta urâtă, acum văd, pentru că a adus doar probleme. Și mi-amintesc că asta m-au făcut să fac niște lucruri împotriva mea și împotriva familiei mele, care m-au făcut să mă dezamăgesc tot mai tare din cauza lucrurilor astea.
Și la un moment dat așa am mers cumva spre pocăință, pentru că lucram pe mașină, duceam pachete prin Europa și pur și simplu simțeam o foarte mare dezamăgire despre mine și știam că cumva și familia mea sau prietenii mei sau persoanele din prejurul meu, dacă ar cunoaște cumva viața mea și cum mă comport eu cu mine și cu ei, pentru că îi afectează indirect sau direct, nu le-ar place. Și mi-amintesc că pur și simplu ascultam predici în timpul ăla, dar încă mai mă drogam cu droguri ușoare, pentru că pur și simplu așa mă relaxam, doar așa puteam să mă relaxez, deși făceam cumva după muncă sau încercam să-mi controlez. De asta nu se întreb, șofer fiind. Da, și... da, mergeam, conduceam și aveam, dar foloseam doar în timpul de pauză, înainte să dorm. Dar mi-amintesc că stăteam în furgonetă, în mașină și pur și simplu plângeam de impotență, de durere, de... că mi-am ales drumul ăsta și mi-am ales să-mi distrug sau să-mi corup imaginea și relațiile mele cu familia mea, cu frații mei. A fost vreun moment în care familia ta a vrut să rupă relația cu tine, să spună gata, nu mai vrem să auzim de tine, sau te-au susținut indiferent de condițiile în care erai? Nu, m-au susținut indiferent de condițiile în care eram. Dar ei știau în ce situație te afli tu sau aveau măcar habar sau bănuiau? Da, știau destul de mult, da. Poate nu tot, sau da, nu tot, dar da, erau conștienți și am ajuns chiar să-i rănesc activ cu lucruri. Și care a fost momentul în care ai zis gata, stop, trebuie să închei? Ce te-a determinat? Care a fost lucru? A venit cumva puțin câte puțin. Ascultam predici, ascultam pe predici de la anumiți frați din România și... Mă cuprindeau și vreau să mă pocăiesc. Dar a venit puțin câte puțin cumva. Eu tot plângeam cumva în sinea mea și aveam momente foarte puternice de depresie sau de decădere, eu singur cu mașina conducând. Și a fost un timp când am ajuns în Barcelona, care a fost, să zic așa, starea cea mai de jos. Da, și capătul. M-am întâlnit cu o femeie care, nu știu, a fost niște situații foarte ciudate care s-au întâmplat în timpul ăla și nu știu, cred că a fost ceva vrăjitoare sau mi-a spus niște lucruri cumva sau păream adevărate sau eu le-am luat ca și adevărate pentru viața mea și am zis, măi, aici este o luptă spirituală foarte puternică, m-am băgat în niște lucruri care m-au destabilizat și debusolat psihic, emoțional și chiar fizic. Și mi-amintesc că părinții au continuat să fie aproape de mine, am venit înapoi, m-au susținut și apoi am plecat în România. Și acolo m-am pocăit, să zic așa, m-am și botezat acolo, în România, la biserică. Și a început... reabilitarea mea, dar mi-amintesc că aproape că nici nu puteam să cred că Dumnezeu mă poate scăpa, dar a fost un moment cheie de asemenea în Barcelona, într-un post de poliție, era pe vremea pandemiei și eu chiar credeam că cineva vrea să mă omoare activ din cauza la lucrurile pe care le-am făcut, deși nu vedeam o corelație directă din ce cauză ar veni cineva exact după mine, pentru că nu făcusem încă ceva chiar așa de grav încât... Dar da, am avut o cred că a fost o psihoză, mai degrabă. O psihoză, dar nu știu. Creată de droguri sau... Creată de droguri, creată de mintea mea, cred că au fost și ceva lucruri spirituale acolo, negative, cumva care Dumnezeu... Cred că m-a lăsat să văd ce înseamnă dacă am fi fără protecția asta care cumva toți o avem și am simțit pur și simplu cum este să fii aproape să mori, deci și să nu mai ai scăpare, dar nu moartea, deci să nu fii mântuit cumva de genul ăsta. Și mi-amintesc că m-am rugat acolo în secția de poliție și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă salvezi, nu mi-a fost nici rușine sau a fost ceva foarte ciudat și mi-amintesc că pur și simplu polițaii m-au luat și m-au scos afară și m-au târât din secția de poliție ca pe o cârpă și
iarăși a fost o dezamăgire acum și din partea autorităților și neînțelegerea mea cumva. Nu te gândești că de fapt asta, să zic așa, ca o concluzie la ce eu am înțeles de tot ce ai spus, că te-ai ascuns atâta vreme să-ți exprimi sentimentele față de trăirile tale de când erai mic, emoțiile pe care le-ai avut, sentimentele pe care le-ai avut vis-a-vis de alții și vis-a-vis de tine, și ai încercat să evadezi din treaba asta și ai ajuns mai rău decât înainte. Interesant era că ziceai că tu gândeai mai bine decât ceilalți și din câte am înțeles nu gândeai mai bine decât ceilalți, că i-a rămas în biserică și te-ai plecat într-o lume foarte afundat în păcat, căutând comunicare, nu? Căutând relații, prietenie, fericire, și exact în loc să le găsești pe astea, găsiți depresie, psihoze, ce zicea el, suferințe lăuntrice și așa mai departe. Dacă ar fi astăzi să stea de vorbă cu tine un băiat de 14-15 ani, care simte aceleași lucruri ca și tine, dacă ar fi să stea de vorbă cu tine, cu 10 ani, câți ani ai acum? 25. Ai început pe la 14-15 ani să gândești în felul ăsta, de ce nu? Da. Dacă ar fi să stai de timp înapoi, să vorbești cu tine de acum 10 ani, ce ți-ai spune? Interesantă întrebare și cred că vreau să o pun destul de simplu de înțeles și aș rezuma două aspecte cheie. Am căutat aprobare afară, am căutat comunicare sau afirmație, acceptare și adevăr în lume. Și este total contrar. Vei fi dezamăgit cumva în ambele locuri, poate din mintea ta sau poate din cauza persoanelor care sunt în prejurul tău, deși poate ei n-au intenția să te rănească pe tine și pur și simplu a venit așa. Însă eu am ajuns la următoarele concluzii și în afară vei fi înșelat cu adevărat, vei fi mințit cu adevărat, vei fi tratat cu dispreț și neapreciat cu adevărat sau oricum mult mai intens decât înăuntru. Dar ce l-ai convinge pe el să facă? Ce te-ai convinge pe tine de acum 10 ani? Adică ideea, de ce zic asta? Tu ziceai, acum ziceai, că căutai înțelegere, căutai adevăr, căutai. Dar tot la început ai spus că oamenii voiau să intre în contact cu tine și tu respingeai pe oameni. Aproape că e o contradicție. Da. Eu înțeleg perfect ce vrei să spui. Numai că există unii oameni care au aceleași trăiri ca și tine. Și dacă ar fi să spui că tu acum 10 ani erai un căpos, iartă-mi cuvântul, încăpățânat, așa căpos. Este, da. Un încăpățânat, da. De care încercau unii oameni să-i apropie. Și spun, auzi, n-ai înțeles bine despre noi, noi suntem prietenii tăi. Și spune, nu vreau să aud de voi, că lăsați-mă în pace, că sunt lumea mea, eu sunt peste voi, eu sunt next level. Și vreau să spună, nu-i bine ce faci. Și tu încăpățânat, ți-ai luat drumul, te închideai față de ei și mai departe. Ce ai zice acum? De asta era întrebarea mea. Ce ai zice băiatului ăsta, i-a încăpățânat, care căuta ceva, dar nu vrea să stea de vorbă cu cei care le putea oferi soluții? Să caute cineva, pe cineva de încredere, care el poate să vadă că ar putea să-i comunice fricile lui, problemele lui și chiar dacă nu este dintr-un mediu evanghelic neapărat. Du-te la un profesional și deschide-te față de el. Probabil, oricum, vei găsi un răspuns mult mai mult decât în lume. Cred că asta este, să zic, poziția pe care aș fi luat-o. Față de tine. Exact, da. Pentru că un profesional zice, totuși... Du-te pe la psiholog. Exact. Du-te la un profesional, da, și explică-i... Sunt psihologi profesionali și în mediul evanghelic, dar măcar du-te la ei, pentru că ei, da, n-o să aibă probabil doar să-ți ia banii, dar nu te duce să cauți lucrurile astea în lumea obscură. Te-ai pocăit. Și după ce te-ai pocăit, ne-ai adus aici o sticlă de alcool. Cel puțin, cel puțin asta, în mod sigur, de la începutul emisiunii, Marian și avea el dubile lui. Bă, nu o pune pe masă, că zici că e
băutură. Nu arată rău. Sticla asta, poate că unii s-au gândit că cine știe ce. De asta, din câte am înțeles, tu, un om care are sortif alimentului, ajuns un om relativ de succes. Știi de ce zic asta? O să ne spui și câteva lucruri despre asta. S-ar putea ca unii oameni să nu găsească motivația de a se ridica de acolo. Dacă nu era Dumnezeu să se ridice din situația aia, probabil că astăzi erai mai afundat. A Dumnezeu, și printr-o alegere a ta personală, că ai ascultat predici, nu? Da. Și așa Dumnezeu, i-ai dat voie lui Dumnezeu încet, încet să-ți vorbească. Probabil că aici intervine mijlocirea părinților, rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să deschidă portițele astea prin care să-ți vorbească și Dumnezeu încet, încet îți bătea la ușa inimii. Și iată că ai ajuns să comercializezi apă, nu alcool, că ăștia cred că da. E alcool. Nu face bule, ca să vedeți că nu... Spune ceva despre munca asta ta și apoi să ne mai dai două, trei concluzii, pentru că, fără să dai seama, deja avem aproape o oră de când stăm aici. Da. Da, în timp ce eram prin România, Dumnezeu așa a pregătit, când eu mă pocăiam și îl căutam pe el, să am niște oportunități cu privire la business-ul sau începutul ăsta de afaceri care l-am, care este apa Doro. Și... mi-a plăcut foarte mult, eu n-am fost un iubitor de apă, oarecum înaintea mea, dar am descoperit lumea asta. Te înțelegem perfect. Eu nu. Și da, mi s-a oferit oportunitatea să mă ocup de proiectul ăsta acum activ, sunt cel care dirigează, să zic așa, partea cea mai de a face strategia pentru a-l dezvolta împreună cu tatăl meu. Dar eu să zic că sunt așa mai principal sau am studiat mai mult cum este cu business-ul cu apă sau cu distribuirea lui. Și de asemenea avem un proiect deschis de puțin timp în care citim Biblia, Cuvântul Domnului, Mișcan Marcel știe. Și aș vrea să continui pe drumul ăsta, în primul rând în a mă apropia de Dumnezeu, pentru că cumva și are și relație cu lucrul ăsta. Zice Dumnezeu că dacă vom gusta din el, din noi, va țâșni râuri de apă vie. Și este un lucru interesant. Suntem făcuți din apă, suntem creați de Dumnezeu și cred că posibilitățile din astea pot fi multe și cumva am găsit o cale. Și dacă eu am găsit-o, din locul, din lucrurile astea așa obscure, să ajungem la lucruri mai clare și mai transparente, cred că cu toții pot să ajungă. Mi-amintesc prima dată când te-am văzut după mult timp. Tu ai dispărut o perioadă din biserică, ai crescut în biserica unde și eu sunt membru, ai crescut ca și copil, adolescent, și după aceea perioada în care ne-ai spus că ai fost plecat prin Franța, prin Islanda, prin Germania, prin România, peste tot, Moldova ai ajuns. A fost un fel de globetrotter din ăsta. Ai revenit, îmi amintesc că noi știam oarecumva de problemele tale, am încercat și să mai stăm de vorbă, dar îmi amintesc prima dată când ai venit la biserică și ai ieșit în față. Nu știu dacă îți mai amintești, aveai un păr așa pe spate, din spate, nu știa dacă ești fată sau băiat. Și stăteam și mă gândeam, bă, oare poate omul ăsta să se schimbe, oare chiar o să fie. Acum, văzându-te că ai găsit un nou rost la viață, o nouă identitate, că Dumnezeu ți-a dat ceea ce de fapt ție îți lipsea, considerai că toată lumea e împotriva ta, chiar ai făcut un proiect dincolo de ceea ce spui, că studiezi Biblia, da, asta pot să confirm, s-a înrolat într-un grup de citire și studiere a Bibliei online, în care în fiecare săptămână, câteva ore, vă întâlniți online și studiați, ai pus și o afacere pe picioare, văd că Dumnezeu ți-a dat încă lucrezi, da, să fie pusă ca lumea pe picioare, exact. Să poată să alerge, deocamdată stă pe picioare. Da. Dar o să vină vremea când o să meargă. Amin. Problema este că dacă ar fi să dai un sfat celor care văd viața cum ai văzut-o tu înainte, bă, nu mai am niciun viitor, nu văd nimic, tot întunecat în față, frică în spate, care ar fi sfatul nimeni tău? Nimeni nu mă iubește. Da, și da, că așa spun mulți, pe mine nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă ajută, da. De aia zic că ca și el sunt mulți,
Corect. Că pentru că eu stau de vorbă și cu alți tineri, numai cu el, și de multe ori găsim același patron da, de gândire. Gândire la mulți oameni. Tot timpul ei au impresia că dacă nu ești de acord cu ceea ce face el, nu-l iubești. Care ar fi sfatul tău pentru ei, așa, ca în concluzie? Să presupunem că acolo ai un prieten care se gândește exact cum te-ai gândit tu. Băi, eu plec de aici. Hai, mai stau cu pocăiții ăștia pe aici. Ăștia la biserică toți, nu știu ce. Poate că nu are profesoara aia care să spună, bă, dar tu te iubești pe tine. Da. Mauta, el nu știe încă că nu se iubește pe el. Și acolo, ce zice? Că depinde de tine ce va face în viitor. deci presiunea pe care ai pus acum. Presiunea e mare. El s-ar putea să schimbe comportamentul în funcție de ce ai spus tu acum. Da, complicat. Complicat pentru că... Gândește-te o secundă că îi spune ceva. Du-te la psiholog. Ce ai spune? Da, complicat. Cred că, cunoscând cazul meu și analizând acum din perspectiva asta, e foarte greu pe o persoană care și-o ia în cap să-i faci ceva. Adică eu mă văd pe mine și... O convingi. Da, să mă conving pe mine din trecut ce să nu fac. Nu văd un răspuns. Eu mi-am șablonat singur vederea, direcția, viziunea și pur și simplu am zis nu, vreau să văd, să experimentez. Și cred că când ai tipul ăsta de incomunicare și de neascultare cumva, este foarte complicat. Însă i-aș spune următorul lucru, care este: cercetează-te pe tine singur în interior. Uită-te tu, dacă crezi sau nu în Dumnezeu, cum vrei tu, dar uită-te la identitatea ta cea mai pură sau ce-ți dorești tu cu adevărat în interiorul tău. Eu îmi doream, dacă ar fi să fi scos șabloanele astea, puritatea în inimă, doream comunicare, doream înțelegere, doream conectare cu ceilalți. Însă eu îmi autoimpuneam limitele. Așa că cercetează-te singur și apoi ia deciziile pe care crezi corecte. Dar fii fidel cu atitudinea ta față de tine. Ce găsești acolo. Exact. Fii fidel față de tine, pur și simplu. Daniel, tu ai mai văzut vreun podcast de-a nostru? Da. Da? Știi că eu sunt persoana polemică. Se apropie finalul și o să vină niște întrebări. Cred că ți-ai dat seama. Mulți oameni m-au definit ca fiind un om polemic pentru întrebările pe care vreau să ți le adresez. O să fie probabil una. Și deja una au fost înainte. Când te-a întrebat, te-ai uitat, imaginează-ți că și dacă nu te-ai uitat, o trebuie să zici că da. După ce te-ai botezat, ai mai consumat vreodată din substanțele astea? Da. Am mai consumat și am avut căderi, de asemenea, cu țigara sau cu... Chiar am mai consumat, dar nu droguri de sau să zic așa, tari, puternice, dar am mai consumat, cred că, în o ocazie sau maxim a fost în două, dar... M-am simțit foarte dezamăgit, m-am simțit că mă înșel pe mine și deja ceea ce s-a manifestat în mine a fost cu totul diferit față din dinainte. Mă bucur că ai fost sincer. Eu te întreb, zici că acum ați la botești. Da. În fața mai ai, văzut mai, ai mai ai tentații și dacă o răspuns o să fie dați, mai pun o întrebare. Și după aia eu îți mulțumesc pentru timpul nostru, dacă crezi că astea o să rămână pe viață. Da, mai am tentații și cred că astea cumva o să rămână pe viață. Cu orice lucru pe care l-ai probat sau l-ai consumat, cred că rămâne un repertoriu, un registru în capul tău și dacă nu ești atent, dacă nu, la fel ca și cum se întâmplă cu orice altă adicție. V-am spus că am avut contact cu internetul prima dată și pe aici a intrat de fapt mizerie prima dată și trebuie să veghezi și trebuie să continui să
vreau să fiu lângă Dumnezeu activ, pentru că dacă nu, posibilitatea de a cădea cred că este mult mai mare decât la cineva care nu cunoaște sau nu știe experiența. Te-am întrebat lucrurile astea pentru că s-ar putea să fie tineri care se uite la podcastul ăsta, asta e motivul pentru care tu ai venit aici și care o să zică nu e nicio problemă, pot să încerc și eu, nu e atât de grav, mâine o să mă pocăiesc, s-o pocăiesc și el. Aș vrea să înțeleagă oamenii că lucrul ăsta s-ar putea să te urmărească o viață întreagă. Da. Și dacă tot spunea el că s-ar putea să se uite tineri, ai putea să declare pentru perioada asta ce a trecut, îți pare rău sau nu că ai pierdut anii ăștia din viață? Vorbind din perspectiva lucrurile pe care puteai să le faci sau le-ai început prea târziu să le faci. Să pierzi 1, 2, 3. Da. Nu trebuie să fii. Mai sincer cu data. Am și eu una și mai da, dar nu, zic așa. Așa, privind și sfatul care îl dai la tineri. Da, îmi pare rău pentru că din nou trecem la dezamăgire față de mine. Dezamăgirea sau încrederea care mi-au pus-o părinții mei în mine. Încrederea care contextul și prietenii, Marcel de asemenea, puteam să realizez lucruri. Cred că Dumnezeu m-a înzestrat cu capacități și dorește ca și pentru oricare alt om să te folosească și să te folosească în bine sau să faci bine pe pământul ăsta. Și aș fi putut fi în alt loc mult mai bine decât acum. Acum sunt aici și clar că este o pierdere cumva. Dăm voie să fac o mică concluzie în încheiere a ceea ce am vorbit. Bineînțeles, apoi o să vrem să-ți mulțumim pentru faptul că ai venit să ne împărtășești într-o oarecare măsură din experiența ta. Vreau să aduc o veste bună și ție și celor care ne ascultă. Eu vin dintr-un mediu adictiv și pe mine Dumnezeu m-a eliberat de sub presiunea unor păcate foarte grele și anumite adicții foarte grele. Vestea bună e că s-ar putea să nu rămâi toată viața cu astea. În funcție de cât de mult lupți, să zicem, împotriva lor și cât de mult te implici în relația ta cu Dumnezeu, există o variantă pe care mie Biblia o numește omorârea mădularelor, murdare sau stricate. S-ar putea o perioadă să fie lungă și în funcție, aici ține și de cât de mult rupi relația cu cei care s-ar putea, spre exemplu, dacă ai fost adict a tutunului, cu cât stai mai mult în mediul ăsta de tutun și mai departe, s-ar putea să tot inspiri din asta și să zici wow, wow, wow. Cu cât rup mai mult legătura cu el, s-ar putea să te eliberezi mai repede. Asta o vorbesc din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere a experiențelor altor oameni și a o veste bună în Dumnezeu și Hristos. Și cât și din punct de vedere al Bibliei. Și corect. Biblia zice fugi de poftele. Nu zice că nu o să mai vină poftele. Poftele vin. Corect. Important e tu să ai adidași buni. În momentul în care tu te apropii tot mai mult de Dumnezeu, va veni un moment în viața ta când mădularul ăsta va fi omorât. Asta nu înseamnă că nu vei avea alte ispitiri și alte tentații și mai departe. Dar există inclusiv în povestea asta salvare și asta e o veste bună pentru tine, pentru toți cei care au fost eliberați de Dumnezeu, pentru că aici puteam să pun o întrebare încă de la început, dar n-am vrut să mai intru în zona asta pentru că probabil mai trebuie să mergem încă o jumătate de oră, să zicem, pe povestea asta. Cum explici faptul, nu, că Dumnezeu te-a eliberat și totuși ai încă ispita? Cum explici faptul că Dumnezeu te-a eliberat și încă e sub presiune? Cum explici faptul că? Atunci ar fi multe alte întrebări la care ar trebui să răspundem, dar ele, cred că răspunsul lor e simplu, îl vorbeam noi chiar înainte de emisiune, își are răspunsul în aceeași persoană, Iisus Hristos, da? În sensul că Dumnezeu poate că nu ne scapă de sub ispită, dar ne dă puterea să învingem ispita. Și asta da. O zic ție, ți-o zic și o zic celor, băiatului ăla de acum 10 ani care e acolo în spate la cameră, adică ție că de acum 10 ani căruia trebuie să-i spunem neapărat, du-te caută niște oameni, stai de vorbă cu ei, caută pe unii poate din biserică, s-ar putea să aibă experiențele tale, adică s-ar putea ca tu astăzi în biserica, din Chintanar de unde ești, să fi trebuit să stai de vorbă cu ăla, cu tine de acum 10 ani, că s-ar putea să fie în biserică la tine. Și spun asta pentru ca să știi ce vrea Dumnezeu probabil de la tine în următorii ani de zile. Caută pe unii oameni să stai de vorbă cu ei care s-ar putea să fie mânați de aceeași minte ca a ta, de aceleași gânduri, în timp ce ei se credeau superiori, ei aveau nevoie de un mare ajutor, că dacă nu ajungeau în zona aia căderilor. Așadar, să știți că există scăpare și de tentația asta.
în Iisus Hristos. Dumnezeu da. Spune pe umeri ție o încărcătură mare. Dumnezeu te-a trecut prin experiența asta să vezi că tu nu te poți elibera singur, ce ai nevoie de Iisus. Dar în același timp să nu da. Uiți, când vezi tinerii pe lângă tine, e responsabilitatea ta să vorbești cu ei din experiența ta. Pe mine m-a scos Dumnezeu de acolo. De asta ți-am da. Spus, ție să te uiți la acolo și să-i spui unui băiat că le-ți ar putea să fie în chintanar la biserică și are 14 ani. Nu e la voi, poate la noi. Da, nu, eu fac semn că s-ar putea să fie oriunde. Dar să știi că dar, eu am nevoie de cuvinte, de experiența ta, ca să nu ajungă acolo. Așadar, asta era concluzia. Vrem să te lăsăm să dai eventual un sfat general, dacă se poate spune, din experiența ta. Nu știu, cum să n-ajungă oamenii unde ai ajuns tu, care ar fi drumul cel mai scurt de tragerea frânii de mână, da? Știi ce zic asta? Adică dacă ai ajuns deja, trage acolo frâna de mână. Ce ar trebui să-i spui? Unde să tragă frâna de mână? Cum ai face tu? Da. Dumnezeu este partea centrală a istoriei și creatorul, unicul care n-a necesitat de alt creator. Și cred că asta e important și de fapt îmi programasem să spun acest mesaj și asta este important. Nici odată, fie că alegi rău sau fie că alegi bine sau fie că alegi bine, mai bine zis, sau rău, nu vei ieși din spectrul pe care Dumnezeu ți l-a lăsat să-l faci. Mereu vei fi sub îngăduința lui Dumnezeu și nu vom putea scăpa de asta niciodată. Atunci gândește-te bine la ce vrei să faci, să mă gândesc bine la ce vreau să fac și speranța despre care vorbeai. Și cred că timpul prin care trăim și pentru care trăim acum în momentele astea cu dificultățile lui, Dumnezeu are o scăpare, are o lucrare specifică. Chiar acum m-am apropiat de ultimul an, să zic așa, de o lucrare de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, în special profețiile din Apocalipsa și Matei 24-25. Sunt lucruri foarte frumoase, fantastice, care cred că generația noastră are nevoie de ele, care sunt o lume foarte impresionantă și foarte frumoasă, și prin care eu personal cred că Dumnezeu lucrează și poate lucra pentru mințile astea confundate cumva sau... Deci, în concluzie, apropierea de Dumnezeu și cumva căutarea tangenției cu cuvântul lui Dumnezeu mereu, mereu te va ajuta și îți va da răspunsuri, indiferent că tu cumva nu vrei să te apropii de el sau refuzi. Caută să citești ceva. Caută binele, pentru că totuși vei avea rod bun de acolo. Daniel, eu mă rog ca Dumnezeu să te țină tare. Amin. În decizia ta, pe calea pe care ești acum, ești într-o direcție bună, ești pe un drum bun, să te țină Dumnezeu tare, să-ți dea mult succes în continuare în afacerea ta, în tot ceea ce e în apropierea ta de Dumnezeu și acolo ai nevoie de mult succes. Da. Și de ce nu, prin intermediul acestui podcast și prin faptul că ai fost de acord să-ți deschizi sufletul și să împărtășești altora trăirile tale, experiența ta și bună și rea, să fii de folos și multor altora care se uită la acest podcast și de ce nu, pe viitor, să auzim mărturii că, bă, uite, am auzit pe băiatul ăsta și m-am încurajat să schimb și eu viața, să o iau și eu într-o altă direcție. Trebuie să mulțumim? Da. Dacă vrei. Nu, că eu vreau să-i mulțumesc pentru curajul de a se expune. Vă mulțumesc vouă și pentru mine a fost o plăcere și, da, să mergem înainte spre victoria care ne asigură Dumnezeu, Tatăl nostru. Vă mulțumesc! Daniel, zic și eu mulțumesc că ai venit astăzi aici la noi să ne spui din experiența ta. Cred că va fi motivantă și motivatoare pentru mulți. Dumnezeu să îți dea putere în tot ce faci, să-ți dea succes în treaba asta. Sau cum să o numim? Biruință, că zic unii să spui succes. Succes în vânzarea de apă, dar vreau să spun, e prima sticlă pe care ne-o vinzi nouă. Asta rămâne aici, o să bem apă cu aur. După aia cântăm cântarea Doamne, n-am aur. Da. Mulțumim pentru că ne-ai exprimat puțin din ce ai în inimă. Ai stors un pic sufletul tău înaintea noastră. Dumnezeu să-ți dea putere să rămâi curat,
întotdeauna, să te țin în picioare, niciodată să nu mai caz, și în orice luptă ai înainte să ai biruință cu Dumnezeu. Că despre voi, oameni buni, cei care ne-ați ascultat, sperăm și ne dorim ca mărturia asta să vă schimbe macazul. Și dacă vreun dintre voi ați luat-o deja pe făgasul acesta, mă rog ca Dumnezeu prin mărturia lui Daniel să vă schimbe total perspectiva. S-ar putea să nu vreți, dar ascultând ce v-a zis el, sfatul lui a fost: chiar dacă nu vrei, du-te și caută pe cineva și stai de vorbă, aproape de Dumnezeu, chiar dacă la început nu vrei, acolo-i cheia succesului, acolo-i biruința. Așadar, până data viitoare, nu lăsați problemele să vă doboare, rămâneți în picioare.